dragii mei, de aici, de la Heaven, Raiul de pe Lac, din Snagov. Astăzi, episod dedicat doamnelor și domnișoarelor. Nu mai lungesc, am invitat-o pe Sara Prodan, fiica Anei Maria Prodan, și vreau să o descos, să aflăm tot despre ea. Atenție, n-am venit și eu cu mâna. I-am adus și o cutie de bomboane, că sportivii nu prea sunt cu florile, mai mult cu bombonele, cu dulciuri, mulțumesc, nu? Mulțumesc frumos, mulțumesc. Ce faci, Sara? Bine. Uite care e ideea, eu te-am chemat astăzi. Pentru că eu te cunosc și de la mama ta, te cunosc și cum ești tu. Și vreau să te vadă și lumea, că știi, ești ce trebuie. Ai și Caterinca bună. Mulțumesc. Ai și anturaje frumoase, o grămadă de prietene frumoase. Da, am. Știu. Și astăzi, pentru că le spuneam mai devreme și următorul nostru, este o emisiune dedicată vouă, doamnelor, domnișoarelor, femeilor în general, vreau să fac niște joculețe cu tine, știi? O dăm așa, pe joculețe, pe întrebări, dar vreau să răspund sincer la toate întrebările. Promit. Da? Bun. Ce, în primul rând, cum ești tu acum? Că știu că ești accidentată, nu? Da, am fost operată acum 10 săptămâni, cred. De ziua mea, în septembrie. Frumos cadou. Da, fix de ziua mea în spital. Da, sunt bine, merg la recuperare în fiecare zi, pot să merg, nu mai am cârce, sunt foarte bine. Tu faci basket de performanță, da. Echipa națională a României, bine, nu? La noi basketul cam... Ai simțit și tu, nu? Nu prea știe lumea. Noi suntem cu fotbalul, cu altele, cu șprițul, basketul nu prea. În America, unde stai tu, e altfel. Bă, s-a schimbat... tot. Percepția. Da, da. Adică e în renovare totul, asta încercăm să facem. Da, am început și noi să ne întoarcem spre basket. Da, da, eu joc în România, m-am apucat la 12 ani în România, am jucat la lot la 12 ani, încă joc, 3-3, tot. Da? Și în America ai ajuns la nivel înalt, că eu nu mă pricep de asta. Știu că e NBA-ul la bărbați, nu? Da, la 14 ani am plecat, am jucat la liceu, la prima echipă. Am jucat la cel mai bun liceu din America 4 ani la rând, cu echipa numărul 1 în America, iar după, cred că am avut 30 și ceva de oferte, 28, 30 cred, la facultate și am jucat 3 ani în America. Gen la colegi, nu? Da, da, da. Și ultimul an m-am întors în România să joc pentru echipa națională și m-am accidentat. E frumoasă viața aia de colegi din America? Da, da. Exact, e așa cum filme. Vedem noi în filme? Da. Băi, ce-mi place, da? Chiar e. Cu petrecerea alea, da. Cu... Și vreun gagic american? Nu. Nu? Sunt la români. Trebuie să spui tot, ai zis? Da, am avut un iubit român. Iubit român? Da. Sportiv și el? Nu. Bun. Mama ta l-a cunoscut? Da. Și a trecut testul? Da, dar nu mai suntem împreună. Asta e. Următorul. Ai 22 de ani, nu? Da. Mulți înainte. Fii atent, hai să nu mai pierdem vremea. Mai am o surpriză pentru tine. Okay. Aici unde suntem noi la Heaven, este un prieten bun. Bun. Un prieten bun. Și el o să ne plimbe un pic cu barca. Bine, cred că tu, pentru tine e obișnuință să te plimbi cu barca, că practic tu stai la 4-5 case distanță de aici. Da. Dar... Peste lac. Peste lac, bravo. Dar vreau să ne distrăm. Îmi răspuns cu da sau nu. Și după Bine. Aia poți să detaliezi puțin. Bine. Sara. Dumitrescu Prodan, ești îndrăgostită în momentul ăsta? Nu. Aș continua, de ce? Nu a apărut? Încă suferi după... Nu. Acum nu. Dar este cineva așa să-ți placă? Nu. Nu, am înțeles. Care vreți să o cunoașteți, care... Da? Sara Prodan pe... Sara, pe Instagram. Pe Instagram? Nu ești și Prodan? Păi, ba da, dar userul e doar Sara. A, doar Sara. Așa. Mergem mai departe. Ai furat vreodată bani de la mama ta din portofel? Da. Și te-a prins? Nu, cred. Ana, asta e. Poate te gândeai că altcineva ți-a bani, uite, ai aflat acum. Ai ascuns ceva de frații tăi vreodată? Depinde. Sunt lucruri sau eu știu. Da. Bani. Da. Haine de la Rebecca, o grămadă, depinde. Bani de la Bebe, haine de la Rebecca. Bun, nu e rău. Ai dezamăgit o vreodată pe mama ta? Nu cred. Nu. Ai o relație ca și cum ați fi surori, din ce am văzut.
Da, adică îi spun orice, nu mă ascund de ea. Și chiar dacă am făcut ceva care nu trebuia, cred că mereu am sunat-o și am zis înainte să afle altcineva. Te-a ajutat chestia asta că ești fata Anei? În sport, nu. În sport, clar, da. Nu. Spune-mi ultima minciună pe care ai spus-o cuiva. I-am spus lui mama că trebuie să merg la sală, că nu vreau să merg cu ea undeva. Gen întâlnire și da. Mama, să mă duc la sală, sunt sportivă, da? Mm-hmm. Și crezi că, eu nu cred că e greu să o păcălești pe Ana. Crezi că... Nu mai contează. Bun. Îți place statutul ăsta de persoană publică? Da și nu. De ce da, de ce nu? Dacă... E frumos așa să... Te recunoască lumea? Da, să ai mulți urmăritori și așa, dar nu pentru că, uite, că toată mai ies din casă în pijamale și mereu toată lumea zice că trebuie să fii machiată mereu și eu nu sunt, eu sunt mai pe America, adică mă duc la Mega în pijamale, în papuci, cu părul într-un coc și nu îmi plac chestiile astea toate. Trebuie să ai nu știu ce ceas la mână, trebuie să fii îmbrăcată nu știu cum, adică nu. Deci în România când ești din casă trebuie să fii țiplă, cum s-ar zice. Care este cel mai inutil talent al tău? Dorm foarte mult. Oh. Foarte, foarte mult. Mai ales în vacanță, dorm câte 20 de ore pe zi. Mamă, dar cum? Vedeți că asta e adevărată că și somnul te ajută la crescut. Da. Cât ai tu? 1,80. 1,80. A, nu ești. Nu ești chiar. Sunt eu prea pitic de aia. Așa, fii atent. Cu ce vedetă din România, bărbat, ai vrea să te blochezi într-un lift? Vreo 2 ore așa. Mamă. Sincer, nu prea știu vedete din România, adică nu am crescut aici și... Da, afară, mă, lasă-mă pe ai noștri, ai noștri sunt... Ai noștri. Zi-mi unul de afară. Jesse Lingard. Cu el, a? Așa, să te blochezi, să nu mai... Am înțeles. Dacă ai avea iubit în momentul ăsta și ți-ar spune, Sara, vreau să ieșim la o cină romantică. Și în același timp te sună mama ta și spune, Sara, vreau să mergem la Milano să te îmbrac. Am eu nebunia asta. Ce alege? Iubitul. Băi, nu cred. Da. Lași tu Diorul, Mandy, Fendi, Landy. Uite, eu dacă o să fiu cu cineva cu care am fost, iubesc persoana aia. Și fac orice pentru ea. Adică am las înțeles. Shopping-ul, așa. Adică dacă sunt cu tine, înseamnă că chiar te iubesc. Deci tu dacă într-o relație ești dedicată, da. Total 100%. Nu o să fiu niciodată cu cineva pe care nu iubesc. Sau așa, să mă distrez. Uite, te întreb altceva, mai greu. Dacă persoana iubită, iubitul tău, îți va cere să rupi oarecum legătura cu maică ta, să o mai rărești, nu să o rupi, ce ai face în momentul ăla? Să spună, băi, Sara, exagerez cu maică ta, să ne mai lase și pe noi să stăm și singuri. Prea vine, prea te sună. Stop. Bă, mama nu e așa. Uite, când am avut iubit, mama a fost foarte... Adică eu mă duceam la el, stăteam, el venea, adică e foarte... Oricum, mama e da, ca nu... mine, adică e foarte chill. Da, nu are, nu, chiar nu are treabă mama. Eu o să spun o mică frază și tu vreau să continui. Ok. Da? Te simți drăguță atunci când? Mă machiez. Bun. Cel mai mult ți-e frică, puncte, puncte, de? Balene. De balene? Balene cu ghilimele sau balene? Nu, balene oceanice? Din apă. Păi, dar... Păi, Znagov n-avem, să știi. Deci, știu. Nu știu, decât sunt mică. Mi-e frică așa de rechin, balene, orice n-am. Da, 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 da. Dar în noți? Când era mică, da. Acum... Oarecum ți-e frică și de apă, din ce înțeleg eu. Ai așa o, nu? Nu mi-e frică de apă. Bine, puțin, dar nu știu. Acum când am crescut, mi-e cam... Bun. Dacă nu ai fi basketbalistă, ai vrea să fii? Fotbalistă. Eu de mic copil mi-am dorit să ajung fotbalist. Da. Uite că tu suntem aici. Te-ai gândit, ți-ai luat vreodată în calcul că poți fi combinată cu un fotbalist? La un moment dat? Greu. Că și mama, în domeniu... Păi să duci mai departe. Nu știu. N-am găsit unul. Căutăm fotbaliști, Liga 1, Liga 2, Liga 3, nu. Champions League, da? Care vă considerați în stare să... O cuceriți pe Sara, căutați-mă pe mine. Ce ai pe noptiera ta? Multe medicamente.
Multe medicamente. Da, nu-mi place la să mă doare la 22 ceva. De ani, cum medicamente? Păi uite, mă doare capul, iau o pastilă, mă doare mâna, pun niște cremă. Te doare capul eu? Fără. Nu beau. Nu bei deloc? Da, acum o să dăm și noi așa. Numai ca să pot să desfac să beau eu. Bine. Da? Cea mai recentă carte citită a fost? O tăiem la montaj pe asta. O scoatem pe asta. Nu cred că am citit o carte de mult. Mergem mai departe. Nu mă plictisesc niciodată să fac puncte, puncte. Să mănânc. Ești mâncăcioasă? Rău. Uite, când ai spus așa mă simt și prost, că e masa goală, dar... Orice, poți să mă duci la dimineață... un restaurant. Dimineața? Nu, zic, fiind dimineața n-am venit cu platourul de-astea. Dimineața nu mănânc. Ce, dar ce mănânci? Care e mâncarea ta preferată? Restaurantele preferate. Da. Zaitun. A, deci arabesc, ca pe arabesc, așa, mâncare arabescă. Chinezesc, sushi, tot. Românesc, sarmale, jumări? Vezi, mă? Da, când ai stat atât timp în America, fast food-ul și asta, nu? Da, doar că acolo eram la regim sportiv, nu prea. Adică așa, în weekend poate mai mâncam, dar nu, rar. O întrebare la care cred că știu eu răspunsul. Cea mai sexy femeie din România, din punctul tău de vedere? Ana Maria Prodan. Asta e ca și cum joc la pariuri cotă 1.20. Simplu. Așa. Și ultima întrebare de genul ăsta. Aș vrea să stau la o cafea în momentul ăsta în afară de Adiță cu? Am două prietene din România. Cele mai bune prietene ale mele, Mădălina și Ana. Dar stau în Constanța. Deci acum aș vrea să fiu cu ele la o cafea. Vreau înainte să... Să mergem mai departe. Vreau să-i arăt doamnei tatoiu că am învățat tot ce mi-a zis. Este ora 11 dimineața. Dânsa mi-a zis de la 10. A, am greșit cu o oră, doamnă. Și vreau să vă arăt că am învățat și cum să desface șampania. Și v-am promis că nu o să vă fac de râs. E tactică, mă. Tu nu ești cu asta, nu? Deloc, deloc. Niciodată nu servești. Nici când ești în club cu prietenii, este un șiat, că ești tânăr, ești mică, ești 22 de ani, nu? Dansezi pe masă? Nu! Bă, tăușești? Când trebuie? Mai știu eu pe cineva din familia ta. Mai știu eu pe cineva din familia ta care dă bine și cu stânga și cu drept. Ia vedeți doamna tatoiu. M-am spus că nu vă fac de râs. Nici nu s-a auzit. Nu sunt mitocană. Azi n-am fost mitocană. Așa. Așa. Sara, pentru familia ta. Mulțumesc, la fel. Doamnește. Bun? E bună, bună. Bună, tare, nu că bună. Deci, când trebuie ești. Când te-ai bătut vreodată cu vreo femeie, vreo fată? Pe la colegiu, pe acolo, prin America? Cu o fată nu. Cu un băiat, da. Mamă. Bă, dar când eram mai mică. Bă, dar vezi mă că asta e adevărată ce naște din pisică și oareși mănânc? Bă, când eram la liceu, un băiat tot se purta urât cu mine. Tot îmi zicea, Sara, vino aici, vino aici. Și am zis nu. Și eu nu mi-am dat seama că era fix în spatele meu. Și odată iar îmi zice Sara și mă întorc și îmi dau un pumn în nas și am spart nasul din greșeală. Mamă. Da, cu fete nu. Nu. Dacă am o problemă cu o fată, o ignor. Deci ei spar nasul la om. Da. Bun, bravo. Fii atent, Sara, mai facem un exercițiu de imaginație. Mergem puțin în timp. Ai o relație foarte frumoasă cu un băiat. Fotbalist sau nu contează ce. Și îl prinzi cu cineva. Îl prinzi. Pleacă de acasă. Nu știu, face-l ceva. Nu-i cu apropo. Știu, te-a buvnire să-și pune. Te înșeală. Cum reacționezi? Odată ce ai făcut asta, pentru mine nu mai existi. Așa că... Tu te la aia, nu mai veni la mine. Și gata. Și se încheie. Da. Da. Au fost momente când ai plâns în ultima perioadă? Pentru că de vreo două ori te-am văzut. Da. Ești sensibilă? Foarte. Sunt fecioară. Sportivă așa puternică, basketbalistă, e sensibilă? Când vine în lumea sportului, nu, dar așa în viața reală, da. Când vine vorba de familie, bănuiesc. Da. Ce înseamnă frații tăi pentru tine? Totul.
Adică sunt prietenii mei cei mai buni. Bebe sună în fiecare zi, Rebecca mai rar că e plecată, dar și ea, aș face orice pentru ea. Rebecca în Italia? Da. Milano? Da. Relație, nu? E liniștită? Nu mă bag eu, treaba e... Ea e cu modeling, da, cu da. Fashionism. Hainele, cu... da. Am înțeles. Tu nu, ai așa boala asta? Dai bani mulți pe haine? Recent, da, că m-am mutat în România, văd și eu pe acolo, pe acolo, trebuie să fiu și eu la standardul lor, dar nu, eu sunt pe vibe-ul meu, blugi, training, colanți, da. Adidas, n-am. Așa comparat cu lumea de aici, nu. Ai stat în America atâția ani, ai făcut colegiul acolo, zi-mi și mie diferențele între tineretul din America și puștimea noastră, românii. Sunt mai... harfiști ai noștri, mai da. Aroganți, mai nu? Da, da, da. Sincer, cred că de când am venit în... Bine, de când am venit, de când mă tot întorc așa, eu am... Pot să-ți număr 10 prieteni și 3 sunt fete, restul de când sunt mică. Bă, acolo lumea e foarte așa, pe filmul lor, n-au relaxat, treabă. Da, adică vin în pijamale la școală, adică dacă unul vrea să îmbrace în... Nu știu, într-un costum de... Nu știu ce vine, n-are treabă, nimeni nu îi zice nimic. Aici parcă, nu știu, lumea e rea, trebuie să... Dacă vin îmbrăcată într-un training la un club, toată lumea se uită la tine, uită-o și pe asta cum e îmbrăcată. Nu știu, sunt... Bine, eu mă adaptez în ambele, da, da, da. Adică eu n-am treabă. Oricum, poate să-mi zic oricine, da, astăzi orice, nu pui la suflet, nu care se pui la suflet, nu, 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 nu te interesează, nu? Foarte bine. Ce ai face pentru... Ai spus că ai două prietene foarte bune. Trei. Trei prietene da. Foarte bune. Dacă una dintre ele ți-ar cere acum 5.000 de euro. Sara, am niște probleme, dăm 5.000 de euro. Nu contează că te minte, că vrea banii aia. Ei, da? Da. Da? Da. Plăi și mie. Da, nu. Prietenele astea ale mele, eu când am, îmi dau ele. Când au ele, le dau eu. Facem orice, orice. Mă sună, Sara, hai să mergem acolo. Te iau eu, plătesc eu. După weekendul viitor, hai, te scot eu undeva, n-avem. Treaba asta cu banii, adică suntem ca surorile, ne dăm foarte orice. Tare. Foarte tare. Și dacă nu ți-ar mai da înapoi? O să-mi uite la un moment dat. Sper. Bum, bum. Știi că multe sportive de-astea internaționale au mai pozat și în reviste pentru bărbați. Tu ai pozat nud vreodată dacă ți s-ar propune? Nu acum, poate în viitor. Sincer, nu cred că mă cunosc pe mine, dar niciodată nu zici niciodată. Da. Dar în... Teoretic, așa, nu. La cum te știi tu în momentul ăsta, nu ai cred. Refuzat politicos. Da, da, da. Am înțeles. Bun. Pentru că drăguța noastră, Sara, nu are foarte mult timp pentru noi astăzi. Trebuie să meargă și la un control, nu? De aici am da, înțeles. Da, după da, aia da. Trebuie să vezi cu una dintre prietenii astea bune. Vreau să ne plimbăm un pic acum cu barca. Hai. Eu o să-mi iau și șampania și paharul. Și acolo o să te duc eu puțin așa într-o zonă mai sensibilă. Dacă îmi poți să-mi răspunzi bine, dacă nu, nici eu. Ești familia mea, nu pot să... Asta e. Merge. Așa, hai să-ți prezint un prieten foarte bun, el este Adi. Bună. Adi, Sara. Îmi pare bine. Îmi pare bine, Sara. El este gazda noastră de aici, de la Heaven. Dar nici n-am știut că vii, ce surpriză mi-ai făcut, dar de ce nu mai anunțat și pe mine? Dar nu e frumos așa, de câte ori am venit să te anunț? Așa țipisem aici și... De câte ori am venit să te anunț? Sara. E ce trebuie? Da. Vitamina D, vitamina... Da. Ce vitamina asta adiți? Vitamina C. Vitamina C? Da. Ne punem... Tu nu servești acum? Nu, încă mai e încolo. Paharul gol. Mai încolo, mai încolo. Doar de poză. Mai încolo, rămânem mai aici încolo, la tine, la Heaven și ne punem pe mâini și pliți. Da, sigur, mare plăcere. Și un grătar. Și grătar facem. Fără nu se poate. Sara, tu pleci. Plec, am tu și la grătar nu merge, dar îți făceam o ceapă de porc, o de-asta. Eu nu mănânc porc. De ce? Nu, de mică sau? Da, nu. De la școală am fost la ISB în București și erau turci și nu mâncau porc. Ah. Și așa am crescut. Sara Dumitrescu Prodan nu mănâncă porc. Puștanii români sunt porci? Câțiva. Generația noastră era mai cu minte, Adi, vezi? Nu era mai... Dar nu era greu până cu cerai o fată. Uite, spune-mi o chestie. Ți-am zis că acum partea asta cu vreau să te relaxezi și vreau să intrăm, vreau să te să dau așa mai pe sensibilitate. Ai văzut-o pe mama ta plângând în ultima perioadă? Da.
Te-a rupt chestia asta? Da. Ți-am zis, nu... Și eu plâng la rândul meu, dar numai când e ceva așa legat de familie, da, dacă da, mi s-a întâmplat ceva, e că nu o plâng așa din orice. Și când o văd pe mama plângând, așa, parcă mă rupe. Și automat plâng și eu, nu pot să o văd. Cât de mult ai susținut-o în perioada asta? Foarte mult. Eu am și venit din America să fiu cu ea, parte din de ce am venit înapoi. Da. Și inițial am venit să joc la echipa națională și așa, dar a fost tocmai bine că și mama avea nevoie de una dintre noi să fie acasă și am vorbit cu Rebecca și am zis hai că mă duc eu acasă acum, că tu tot ai fost și acum e rândul și al meu. Da. Am o singură întrebare legată de un subiect sensibil pentru voi. Nu vreau să intru, că nu e genul meu. S-a schimbat viața voastră la toți de când a plecat Laura? Da, da. El, bine, nu prea îmi place mie să vorbesc despre asta, că ce s-a întâmplat e problema lui mama. Bine, și noi suntem oarecum implicați, dar el a plecat. Pentru mine, poate nu toată lumea simte la fel, mama poate are altă opinie, dar pentru mine el a plecat, adică nu mai există în viața mea, așa că nu pot să creez eu o viață cu el acum că el a plecat. Da. A plecat, acum noi trebuie să ne adaptăm la viața noastră fără el și rolul meu acum e cum să o fac pe mama fericită și să se simtă că e puțin mai în largul ei. Până la urmă au trecut 15 ani de când e cu el, dar ne are pe noi și cred că e destul. Ai iubit mult maică ta? Da, e ca mine. Da? De fapt, eu sunt gaia. Da. Da. A suferit, s-a consumat, s-a topit. Da. Ce faci? Nu plânge, te rog. Nu plâng. Nu plâng. Nu, eu chiar nu vreau. Asta a fost așa o discuție că probabil... Uite, vezi, prietenul meu ne ridică moralul. Bă. Aolo. Nu s-a filmat. Uite, așa vreau să te văd. Așa vreau să te văd, Meru, ai văzut? Da, eu am făcut să râd. Uite, vezi, prietenul meu Aditya a făcut să râd. Să râzi, pardon. Dacă mai rămân fără baterie la barcă, mă ajută și o părind de acolo. Da. Formă ciudată. Formă ciudată. Da. Lacul ăsta ce înseamnă pentru voi? Bă, noi am copilărit aici, adică noi de când stăm în România, stăm aici în Snagov, adică e copilăria mea. Da, da. Fim așa pe barcă, fiecare weekend veneam. Tu gătești? Nu. Prietena mea, Madalina. E frumoasă? Foarte frumoasă. Ea îmi gătește, eu mă duc la ea acasă, ea îmi gătește, mai mi-aduce nuții mama în fiecare zi. Bravo, nuții. Da, nu, mamă, eu... nuții, frate. Nuții parcă e cadou a voastră, mamă, când spui nuții. Da. Se leagă eu nu gătesc, nu știu, n-am învățat, nu pot. Ce n-ai iertat niciodată la o persoană de lângă tine? Trădarea. Adică, dacă ești lângă mine și ești prietena mea, nu ai cum să mă trădezi. Adică eu, uite, prietenele mele știu, adică, și cum ți-am zis, bă, dacă iubesc o persoană, cu tine o să fiu, până la moarte, o să mint pentru tine, o să omor pentru tine, dar nu mă trăda, adică nu... Ești prietenă cu mine și după... Ce frumos! Pot să mint pentru tine, pot să omor pentru tine, dar nu mă trăda. Da, chiar da. Foarte frumos. Te-ai maturizat mult de când ai venit în România? Așa simți că te-ai mai maturizat? Sincer, da. Aici, când am venit în România, cel puțin, adică mi-am dat seama că am atât de multe cunoștințe așa care vor să fiu prietene cu mine doar că fac rost la masă la fratelii mai repede sau că conduc nu știu ce mașină sau că, uite, mi-am cumpărat nu știu ce și îl poartă și ea. Adică a trebuit să mă maturizez destul de repede. Spuneai de Bebeto că, practic, fratele tău... Da. Ce este cel mai aproape în momentul ăsta, pentru că Rebecca este plecată. Da. Și îl sfătuiești și în materie de sport, de fotbal? Să știi că el mă caută la subiectul ăsta. Eu mereu am încercat să-l las, că e greu când ai și un tată care a jucat fotbal și o mamă care e în fotbal.
Da. Și o soră care e în sport și e așa multă presiune pe el și mereu am încercat să-l las, dar de când a crescut așa, el mă sună când sunt la mine la apartament în București și îmi zice: Seb, dar tu cum ai rezistat la, în America 4 ani? Sau nu ți-a fost greu? Sau numai chestii așa? Ce făceai în cantonamente tău? Ce, nu știu ce? Da, 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 mereu îmi zice, vezi că eu mă duc acum, uite, că noi am fost la aceeași școală în România, la școala americană, și a plecat acum în Turcia cu echipa școlii. Și și eu am fost când eram eu la școală și mereu mă întreabă, da, uite, și eu merg acum, ce ai făcut acolo? Sau te-ai furișit vreodată pe, te-ai furișat pe, da, vreodată pe, pe afară? Și zic eu, bebe, nu, adică nu trebuie să fii ca ceilalți copii. Da, ești, da, și o soră mai mare, uneori poate și, da, rol de mamă, da, și tot ce trebuie. Da, dacă mă sună și îmi zice, nu vreau să știe mama ceva, vin o să mă iei, mereu mă duc, îl iau. Deja gata, vezi, a crescut bebeto. A crescut, dar e foarte cu minte, adică, da, comparat cu copiii care îi vezi acum, foarte cu minte. Fii atent, în afară de România și America și Znagovul ăsta superb, unde ai vrea să locuiești? În Dubai. Oh. Da, în Dubai sau pe o insulă, departe de toată lumea, să am prietenii mei acolo, mama, familia și atât. Și pe insula aia, ai luat și un domn care să facă fericită pe mama ta? Mamă, ce întrebări bune ai, îți place Adrian? Da, 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 da. Ce ai, mă, când le dau, le dau, de la asta e, de la... Bă, da, eu, da, sunt mai... Bă, îmi place să o apăr pe mama, adică nu îmi place. Și mai ales acum, după 15 ani, poți să stai cu cineva și tot să pleci? Nu știu ce să zic. Nu, nu-mi place să o văd cu altcineva. Da, este tânără, e frumoasă. Acum, na, poate o vedem și... carieră politic, este, da, posibil să, să-și refacă viața. O să aibă nevoie și de aprobarea voastră, ca zic așa, de acceptul, da, vostru. Da, normal. Adică dacă mama ta se îndrăgostește de un domn. Aole. Îmi place, te duc pe zona mea. Și ție nu-ți place de domnul ăla. O să-i spui în față, băi, mamă, te rog, nu e ce trebuie. Eu o să-i zic. Dar dacă o faci pe mama fericită... Frumos aici, bravo, Sara. Tu o să o las. Să închizi ochii, te muți la apartamentul tău din, da, București. Dacă nu apelezi la mine, îți dau eu, domnul, ți l-am arătat mai devreme. Ți-ai rezolvat problema. Apelezi, da, aici la Heaven, la Adrian, da, la prietenul, da, nostru. Uite, barca-i barcă. Dar chiar să vii cu mama ta aici. Da. Îl vezi pe, îl vezi pe bebetul fotbalist? Da. Serios? Are talent? Da. Eu nu l-am mai văzut de foarte mult, nu l-am văzut cred că o singură dată. Da. Și e și dedicat, adică... Dedicat. Uite, câteodată îl mai sun și zic eu, bă, bebiță, vină până la mine la apartament, mai stai cu mine și îmi zice, nu, nu, are am câte antrenament. Două antrenamente pe zi, după mergem, îi zic, hai să mergem să mâncăm undeva și îmi zice, nu, 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 eu n-am voie să mănânc asta, că eu trebuie să fiu în formă. Adică vrea să iasă din, uite, eu sunt copilul lui Ana Maria Prodan și al lui Laurențiu Reghicamp, adică vrea să-și facă un nume pentru el. Ți-e dor de bunica ta? Foarte de doamna mult, Ionela? Foarte mult. Chiar când am fost la Parastas la ea acum câteva săptămâni, da, am plâns cum n-am plâns niciodată. Adică tot așa, am văzut-o pe mama plângând și m-a luat și pe mine automat. Da, era o femeie bună. Da. Avea o relație frumoasă rău cu ea. Da. De fapt, cam toate, da, ați avut o relație frumoasă cu ea. Cu tatăl tău ce relație ai? Tatăl tău biologic? Adevărat? Da, tatăl tău biologic. Ah. Cel mai bun prieten al meu. Serios? Da, da, da. Tata mi-a fost alături de când sunt mică, adică și cu sportul, adică el mereu a fost... Mă, dintre părinți, tata a fost ăla care venea la școală să mă ia, care venea la serbări, care mă ducea la antrenamente. Da, ce tare. Da, da, avem o relație super. Cel mai bun sfat pe care ți-a dat vreodată tatăl tău și cel mai bun sfat pe care ți-a dat vreodată mama ta? Tata... Mereu, oricât de cum par eu așa la televizor, eu sunt puțin mai, nu neapărat timidă, dar câteodată, uite, copilăroasă? Nu, sau cum să zic? Nu neapărat, dar uite, poate câteodată nu am atât de multă încredere cum e mama, de exemplu, da, în mine, știi? Și tata de mică, mai ales în sport, mereu îmi zicea, trebuie să ai mai multă încredere în tine, uite cât de bună ești, niciodată nu îți pui asta în cap. Și mama, cred că să mă descurc singură, că n-am nevoie de nimeni. Să te descurci singură, că nu ai nevoie de nimeni? Da. Acum chiar că am văzut-o pe maică-ta în tine. Adică, da, astea sunt vorbele ei. Da. Să nu depinzi niciodată de nimeni. Da. Ce gen de muzică asculti?
De toate. Manele, asculți? Vreau să zic nu. Da, asculți. Dar când se pune, ascult. Dar da, în principiu nu. Da, așa nu. Dar am învățat să le ascult. Laura asculta, mama ta ascultă. Da. Adică n-aveai cum să... Ce puteai să faci? Să pleci de acasă? Da. Când era vreo petrecere. Da. Am prins și o grămadă de petrecere la voi grătare făcute de aici. Totdeauna se lăsau cu cântul lăutar sau cu... Da. Boxa la Maxim cu țancă sau, eu știu, Florin Salam. Florin Salam, da. Bun, Florin Salam, regele. Ia că vine în weekend să mă dau cu jet ski-ul. Dar poți să dai și acum și în weekend și când vrei. Se grăbește. Era bine. Vino că la tine acasă, nu-i problemă. Ia să-mi dai numărul tău. 0786. Așa te vreau. 86. 033. Poate ieși și două gagici. Adrian Dumbrava trece acasă. Vecinul. Adrian vecinul. Da. Aduc 3-4 fete frumoase. Să te audă Dumnezeu. Să și zipale. Am trei. Întâi doamnele. Întâi doamnele. Haideți, doamnelor. Hai. Haideți, doamnelor. Sus. După aia, domnișoarele. Bravo. Mulțumesc. Plăcere. Și noi mai stăm. Noi mai stăm, da. Dragilor, asta a fost plimbarea, ăsta a fost episodul, Sara a făcut încheierea. Uitați-vă cum? Ce frumoasă e. Ce fac? Zii tu încheierea, zii tu. Nu știu ce să zic. Zii tu ce vrei. Păi zim ce? Hai, deci, bine așa, gata, așa se încheie. Mă așteptam să fie mai bine. Mai... Să... Nu, e bine, e n-a bine. N-a fost ce trebuie, dar n-a. A fost perfect. Adrian, mulțumim, Sara, îți mulțumesc. Doamne, ajută să te duci la un mondial cu echipa națională, nu? Mulțumesc. Și să te faci bine și să fii fericită și vreau să te văd mereu cum mai râs în barcă. Bine. Da? V-am pupat, dragilor. Doamnește.